Vă salut, stimați apicultori și dragi prieteni! Nu filmez afară că bate un vânt foarte puternic și nu m-ați auzit dacă aș vorbi. Vă prezint un stup pe 10 rame, construit de mine. Am decis să filmez un video și să vă arăt stupii pe care i-am construit. Deci am adus numai unul în casă, ca să vedeți. Deci este un stup pe 10 rame. Jos este unde este rama normală, familia. Și anul acesta voi lucra pe caturi de o doime. Deci, prieteni, una, două și mergem în sus cât va fi nevoie. Vreau să vă prezint capacul. Deci, prieteni, este învelit cu o folie de buget subțire. Și este învelit complet. La fel, astăzi am reușit să pun și penoplast extrudat, deci din motiv că vara ține răcoare și iarna ține cald. Deci, minusul la acest capac este că nu am făcut aerisiri prin părți, dar mă gândesc la o idee cum să fac și aerisirea, prieteni. Mergem mai departe. Deci, prieteni, avem caturi o doime. Deci, puteți vedea singuri cum am făcut. Deci, caturi o doime. La fel. Deci, încă un cat o doime. Deja, prieteni, am pregătit și pentru iarnă. Penoplast extrudat. Am pregătit și pentru iarnă, la fel, rămile și, prieteni, dacă vedeți, eu pot să dau așa la un pic la... Așa, deci, prieteni, vă prezint și aerisirea pe care am făcut-o, deci este 10 pe 30 și ceea ce mi-a rămas, care am tăiat de aici, prieteni, ceea ce mi-a rămas mie, am pus-o la urdiniș, prieteni. Mă gândeam ce să fac, cum să pun ca bine, albinele să aterizeze. Deci am făcut așa invenție, dacă vedeți, prieteni, așa. Deci, uitați, ea se scoate când vreau să pun colector de polen, când vreau să pun colector de polen se scoate și când îmi trebuie mie, prieteni, deci pot să o pun, unii albinele se poată atereza, prieteni. Deci, da, am luat de acolo, din tăietura aceea și am pus aici. Și aici unde va fi familia, pe ramă normală. Deci, prieteni, așa arată stupii pe care eu i-am construit. Prima dată am experimentat să construiesc stupi. Ce a rămas este să vopsesc acești stupi și la fel am cumpărat deja mânierii, am cumpărat urdinișii pentru acești stupi. Deja așteptăm să punem albina în acești stupi. Dacă v-a plăcut, apreciați prin like, distribuiți mai departe și abonați-vă la canal, prieteni. Deci, asta este ceea ce am dorit să vă prezint și cei care m-au rugat să vă arăt stupii. Deci, asta este un stup din cei 10 pe care eu i-am construit. Sănătate, prieteni, și numai bine!